mare. Și ești gata de o pacatușcă ce e serioasă. Eu permanent sunt gata. Bravo, bravo. Eu încă nu mă sunt gata. Vreo jumătate de oră, 40 de minute, cred că o să îmblăm în corda spare, după care o să ne relaxăm. Să-mi scoate veu și vine cu motoblocul. Wow. Eu astăzi o să merg cu bestia asta. Da, astăzi o să fie foarte interesant. Am aici un KTM 300EXC. Acolo avem o Husqvarna de 250 și acolo avem un ATV cu motor de Kawasaki. Băieții sunt îmbrăcați corespunzător, frumos, în echipament de enduro, eu sunt în echipament de stradă și am pornit. Băieții sunt elementul lor natural, eu încă mă simt. Wow. Hai că i-m-a luat aici, serios. Încă-s viu. Hai că e bun. Trage turbat motocicleta asta. Așa, împrașcă-mă. Mă uit la dânsii cum merg cu atâta încredere. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar așa de nivelări serioase. Hai că am băgat un wheelie. Se duce pe wheelie tare bine. Mă mir aderența cu care mergem, adică știu că sunt cauciucuri făcute pentru asta, dar oricum suspensia lucrează tare bine aici. Da, e tare interesant. Eu aș vorbi mai mult, dar și spate de vorbit. Când aici ori și spate întâmpla. Wow. Ia uite. Trebuie să mă bag și acum. Asta e KTM-ul. Husqvarna. Mă dor mâinile de-am. Pornești camera. Mai duci un câin încolo, în pași și apoi o luăm pe un traseu ușor mai greu. Eu la prima ridicare m-am temut. Nu mă refer la Willy, mă refer la deal, acela de lângă pod. Ușor. Când te uiți așa... Dacă apiși ca asta, trebuie să pui mii. Ești așa să începe dorința din tu. Periculos. Pur și simplu, nu mereu știi ce se întâmplă pe partea cealaltă. A doua viteză sunt ea. Ok, cu cruci și șadim. Primul vavan.
tu glumești? Eu habar n-am cum ajung acolo. Mai ales ultima bucată. Cine asta? Acolo a trecut. N-ai făcut viteză prin Bradova. Dar nu, că eu merge prost, am văzut cașei de lutos și zic că mă chic într-o gaură de asta. Ai jumătate metru de padlet pe care lucrează. Băi, dar asta a fost super. Eu nu știu cât a să redă asta pe cameră, dar emoțiile să... Micro naiob, alo, vreau un cătăm. Da, bun, cu acumulator nou, set de chei. Cu bujii bune. Bujii, da, de rezervă să fie nouă, de dure. Cât mai mult din picioare pe dânsa. Aha. Ca să lucrez cu genunchii și ies o freză și pierd. Da. Plus că scaunul ăsta nu ieșează pe dânsul, că asta e doar curcul. Nu mai te odihnești când te oprești. E foarte frumos aici. Ești foarte periculos. Eu de obicei când merg pe motocicletă ascult și muzică. Aici nu-ți permit să faci așa ceva. Da, obosești, e obositor. Practic trebuie să stai mereu în picioare. Ideea e când sunt dealuri de astea mari, nu știi ce urmează după. Poate să fie o vale mare care sar și nici nu-ți dai seama că-i sărit. Îi cunosc drumurile astea, eu nu le știu. Dacă nu ești atent, motocicleta ta se ridică din accelerație tare ușor. Deci nu mai uita la bord, am scris viteza, 60 la oră prin pădure. Am în video oameni care comentează că merg mai mult de 50 în oraș. Care sală? Nu-ți trebuie sală. Avantajele enduro împotriva la sală e că e mai distractiv. Mai ieftin precis, nu? Dar mai distractiv. Eu deja m-am încălzit și trebuia să lăs niște haine jos de pe mine. Voi ați obosit? Eu continui, dar vă zic așa, că și picioarele și mâinile. Băi, v-a dus câinii cu dâns. Eu o să o iau pe drumul normal. M-am dezbrăcat și nimeni bine. Shocking.
n-are ce faci. S-ține? S-ține. Băi, arată serios, nu? Сейчас этим адмирам привелище. Шился бурнет ферной, пой уни, уни Юра, ну Юра, кын вини Юра, вини руб, сгрыет. Пой да, уни раптор. К раптору я кол, к не душим. Илку мы кикадим вверх в дьяволу, раптору сюда де дура поньбали. Раптору бкэц, ручагру, льдим фаца, радиатор, фару, рсерить. Статен щипт. Прямо нас, в низлок пădури, хурун сус, мы скоро... Lichid din copac, o rupt toți copacii până nu ajuns el. Și acolo s-o perit în nas, în chinguriatnicul din față. Și stăte fix vertical. Foarte greu l-am scos de acolo, am tăiat alți copaci până l-am văzut scos. Și asta a fost o lecție pentru tăiați că nu trebuie să facem scamatorii singuri. Wow! A fost pe aproape asta! Se vede frumos! Uite ce frumusață așa. Avem și o cruce în vârf. Eu nu știu dacă voi vedeți cât e de mare declivitatea. Acordat atât de tare la mâini, încât degetele mici, efectiv, s-a amorțit complet. Păi nici nu m-am gândit. Eu da, da, moțcu. Fara? Ui, ca că graz, ca să-mi drăbească una de asta, ied, eu am stat de lucrurile. Da. Da, și eu trebuie că de mâine eu nu mă prindesc. Uite, mi-aș fi zis un profesional. Dacă n-ai văzut, tu nu ai văzut nici camera asta. Haide! Dar e chicat frumos, eu aș spune. Pentru că de când noi ne plimbăm, încă eu n-am văzut pe nimeni a noștri. Așa îți dă-i de dură. Că normal nu-i doar nică. Nu mă dar e nică. Aș mă dar portofelul. Tu îi liști? Da.
Asta, кстати, e prima mea chicătură din viață. Ei, da. Da. I-am rupt? Ia întoarce să văd mai gine. Vai de mine, ia uite, chiloții cum am să văd. Ia uite. Să rămâi tare când ai vrut să cazări. Asta e ăștia de balon. Da, pe așa alții i-am. I-am doar două pe ăștia ușori, subțiri. Roci, prima trântă a fost. Am merge mai departe. Nu știu de ce, parcă mă sunt mai liber am pe dâns. Oricum m-am odihnit. Da, am văzut. Zicea că sunt multe flori acolo. Mai nu-s zburat. Mai dau băieții când ești la mijloc. Mergem într-un tempo, dar când se duc ei în față, îi pierd. Hai că am ucis. Thank you.
ca pe el cu 4 roți pe aici, că eu de aici mă descurc cu 2. Și noi suntem la restaurantul dealul mare, așa-i?